performanță pentru medicii din țara noastră. Aceștia au reușit în premieră să efectueze o operație foarte complicată. E vorba de lichidarea unui anevrism gigant și instalarea unui dispozitiv prin metoda minim invazivă. Până nu de mult, pacienții care sufereau de asemenea forme ale afecțiunii puteau beneficia de asemenea intervenții doar în clinicile de peste hotare. Doctorii de la Institutul Național de Neurochirurgie din capitală le oferă acum o șansă acestora. Prima operație a fost efectuată cu succes unei paciente de 71 de ani din stânga Nistrului, diagnosticată cu anevrism cerebral. 4 месяца я добивалась, чтобы приехать в Кишинев. Он посмотрел снимок мой и сказал, что такие операции. Сейчас учусь ходить. Neurochirurgul Ion Pregruza, care a realizat operația, spune că s-a consultat cu câțiva profesori din Japonia și Turcia înainte de intervenție. Unica șansă de tratament definitiv a acestui caz era instalarea de flow diverter, o operație minim invazivă. Calea de abord către boală se face printr-o incizie de 2 mm la nivelul piciorului drept. Până acum, pacienții din țara noastră mergeau în țări precum SUA, Germania sau Japonia pentru asemenea intervenții. Cu mâinile doctorilor moldoveni s-a făcut lucrul ăsta. Acest dispozitiv a fost adus din Statele Unite. Operația a fost făcută una extrem de costisitoare, dar a fost făcută din sursele Companiei Naționale de Asigurări Medicină. Pacienta este în deplină cunoștință. Este lucidă, poate să vorbească, nu a avut niciun defect neurologic. Intervenția a costat 260.000 de lei.